Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre două probleme fiziologice care pot apărea la plantele noastre în această perioadă și mai ales la roșii, ardei și vinete. Este vorba de carență de calciu și de arsuri solare. De ce am unit aceste două probleme într-un singur video? Pentru că cauzele apariției acestor probleme, dar și prevenirea apariției acestora sunt identice. De aceea vom vorbi astăzi într-un singur video despre ambele probleme, vom învăța să le deosebim și vom afla ce avem de făcut ca plantele noastre să nu sufere din cauza acestor două probleme. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi începem cu carența de calciu. Carența de calciu este o problemă destul de gravă care poate duce la pierderea recoltei până la 50%. De ce calciu este atât de important pentru plante? Pentru că calciu ajută la întărirea pereților celulare ai plantelor. De asemenea, calciu ajută la circulația apei din interiorul plantei și, de asemenea, la circulația sărurilor din interiorul plantei. Și, de asemenea, calciu ajută la întărirea sistemului radicular. Și dacă planta suferă din cauza că îi lipsește acest element, atunci ea va fi foarte slabă și respectiv recolta va fi foarte scăzută. De aceea trebuie să știm exact despre ce este vorba, cum arată această problemă și cum o putem preveni. Cum arată această problemă? La roșii, ardei și vinete apare putregai apical. La castraveți poate fi avortarea fructelor. La roșii, avortarea florilor. La roșii, de asemenea, poate fi putregaiul din interiorul fructului, adică dacă tăiem o roșie, observăm că ea este maro, brunificată și mulți grădinari o confundă cu mană. Însă trebuie să știm foarte bine cum arată mană și cum arată această carență de calciu la roșii. De exemplu, dacă vorbim de varză, putem observa brunificarea frunzelor din interiorul căpățânii. La țelină poate apărea brunificarea mijlocului rădăcinii, adică ea se face maro și de asemenea putrezește. Este un fel de putregai și în cazul acesta. La salată verde putem observa arsuri marginale, adică marginile frunzelor salatei de asemenea se brunifică. Iată așa se manifestă carența de calciu la diferite culturi. Când apare carența de calciu? În primul rând, carența de calciu poate fi directă sau indirectă. Carența de calciu directă este atunci când calciul lipsește din sol sau cantitatea acestuia este insuficientă pentru plante, însă acest lucru se întâmplă foarte rar. De foarte multe ori, carența de calciu este indirectă, pentru că chiar dacă calciul este prezent în sol, planta se află în imposibilitate de a-l extrage din sol. Și iată care sunt cauzele apariției carenței de calciu indirectă. În primul rând, este vorba de temperaturi exagerate. Atunci când afară este foarte, foarte cald, aerul este foarte uscat, soarele este foarte puternic și plantele suferă de secetă. Atunci când este foarte cald și este secetă, plantele nu au destulă apă și atunci nici micro și macro elementele necesare dezvoltării plantelor nu pătrund în plantă, pentru că plantele se hrănesc cu soluții pe bază de apă în care există aceste micro și macro elemente. Iar dacă apă nu este suficientă, atunci nici aceste micro și macro elemente nu pot pătrunde în plantă. De asemenea, când aerul este foarte uscat și când în sol există prea mult azot, atunci când exagerăm cu folosirea îngrășămintelor pe bază de azot. Pentru că atunci când planta are foarte mult azot și îl consumă, atunci ea nu mai consumă alte micro și macroelemente, pentru că azotul este principalul element pe care îl consumă în acea perioadă. Planta începe să crească foarte repede, ea își dezvoltă foarte mult masă verde și calciu nu mai pătrunde și iată așa se întâmplă ca planta, crescând și având nevoie de mai mult calciu, nu îl primește. Iată încă o cauză a apariției acestei probleme. Cum putem preveni apariția carenței de calciu? Prevenirea carenței de calciu este una complexă, pentru că nu este de ajuns să stropim plantele noastre cu îngrășăminte pe bază de calciu. Trebuie să acționăm
în mai multe, adică să efectuăm mai multe proceduri care să ajute plantele să se simtă confortabil în această perioadă. În primul rând, folosim plasă de umbrire pentru că ea va reduce intensitatea luminii. În al doilea rând, trebuie să avem un regim de udare foarte bine stabilit și cu cât mai cald se face afară, cu atât mai des trebuie să ne udăm plantele, însă trebuie să menținem aceeași cantitate de apă folosită per plantă. Adică, dacă, de exemplu, în mod normal folosim 5 litri de apă per plantă și afară se face din ce în ce mai cald, păstrăm această cantitate de 5 litri per plantă, însă mărim frecvența udărilor și așa plantele vor fi, se vor simți confortabil din acest punct de vedere. De asemenea, nu uităm că și mulciul ne poate ajuta să menținem cât mai mult umiditatea din sol. Mulciți solul dumneavoastră. Dacă nu ați reușit să o faceți până acum, faceți urgent mulcirea solului. Cu ce se poate mulci solul? Cu fân, cu paie, cu frunze uscate, cu iarbă cosită de gazon, cu orice cu orice resturi vegetale, cu orice materiale vegetale. Pentru cei care mă întreabă de fiecare dată ce înseamnă mulcirea solului, mulcirea solului înseamnă acoperirea solului cu diverse materiale. Iar pe noi ne interesează mulcirea solului cu materiale organice, pentru că materialele organice, pe lângă faptul că vor menține solul nostru umed, nu vor lăsa solul să se deshidrateze foarte repede, mai ales în această perioadă, de asemenea, ca și rezultat, mulciul organic se va descompune și se va transforma în compost direct la noi pe straturi. Iată încă un avantaj pentru a folosi mulci organic la noi în grădină. De asemenea, nu strică, cu siguranță nu strică să folosim și îngrășăminte pe bază de calciu. În mod normal, acestea se folosesc din momentul înflorire, adică atunci când plantele noastre intră în perioada de înflorire, deja ar trebui să folosim odată la 10-14 zile îngrășăminte pe bază de calciu. Iar atunci când ați observat, dacă ați observat prezența acestei probleme, atunci folosirea acestor preparate pe bază de calciu se recomandă a fi efectuată cam odată la 3-5 zile și se repetă de 3-4 ori, până când veți observa că problema nu mai există. De asemenea, putem să mușuroim plantele noastre, de exemplu, roșii, varză, castraveți, pentru că acest lucru va favoriza apariția rădăcinilor adventive și atunci suprafața de absorpție va crește și, în așa fel, planta se va simți mult mai confortabil. Dacă vom efectua toate aceste proceduri, atunci, cu siguranță, plantele noastre vor fi protejate de apariția acestei probleme și așa o putem preveni. Iar dacă deja ați observat că la roșii, ardei sau vinete există această problemă, prima dată verificați regimul dumneavoastră de udare, cât de des udați și ce cantitate de apă folosiți. Pe urmă, sigur că și plasă de umbrire, dacă nu ați reușit să o întindeți, trebuie să o faceți în această perioadă, este foarte cald și acest lucru este foarte important și, pe urmă, folosiți îngrășăminte pe bază de calciu. Am un video dedicat acestui subiect, puteți să vă uitați mai târziu, vă las linkul în descriere și acolo găsiți câteva rețete de îngrășăminte pe bază de calciu pe care le putem face la noi acasă. Iar acum trecem la a doua problemă fiziologică care se numește arsură solară, adică aceste arsuri solare care apar pe fructe, pe fructele ardeilor, pe fructele roșiilor, chiar și pe fructele pepenilor verzi s-au observat astfel de probleme. Așadar, arsurile solare, cum arată acestea și cum se poate preveni această problemă. Arsurile solare apar la ardei sub formă de pete albe care sunt adâncite și pe urmă aceste pete se necrozează. De asemenea și la roșii apar niște pete albe încrețite și ele se necrozează cu timpul. Dacă, în primul rând, dacă ați observat aceste arsuri solare pe fructele roșiilor sau ardeilor, trebuie să eliminați cât mai repede aceste fructe afectate. De ce trebuie să faceți acest lucru? La fel ca și în cazul putregaiului apical, trebuie să faceți acest lucru pentru că dacă lăsați fructele afectate pe plante, în acele locuri, pe acele porțiuni unde fructul este afectat, pot
prin acele porțiuni pot pătrunde patogenii și acea pată care apare pe fruct poate deveni ca o poartă deschisă pentru patogeni și acest lucru poate duce la apariția bolilor. Tocmai de aceea nu se recomandă să lăsăm fructe afectate pe plante. Când apar aceste arsuri solare? Așa cum am spus de la bun început, aceste două probleme apar din aceleași cauze. Arsurile solare apar atunci când temperaturile sunt ridicate, când planta suferă de secetă, când nu este udată de ajuns și când luminozitatea este excesivă. Iată, acestea sunt cauzele apariției arsurilor solare. Cum putem preveni apariția arsurilor solare? Apariția arsurilor solare poate fi prevenită, în primul rând, instalăm plasă de umbrire, pentru că plasă de umbrire poate să ne protejeze plantele împotriva acestor arsuri. De asemenea, de multe ori am fost întrebată cât la sută trebuie să fie plasă de umbrire, da? Adică gradul de umbrire. Gradul de umbrire trebuie să fie de 35-40% și este de ajuns. Trebuie să vă orientați, de asemenea, și în localitatea dumneavoastră, cât de puternic este soarele. Dar 35-40% este de ajuns. Cum se instalează această plasă de umbrire? Se instalează în așa fel încât dumneavoastră să puteți umbla liberi sub plasă. Pentru că gândiți-vă că trebuie să umblați, să vă îngrijiți plantele, să le udați, să culegeți recoltă și așa mai departe. De aceea, fiecare își adaptează această metodă de a instala plasă de umbrire în funcție de condițiile lui. De exemplu, noi am prins plasă de umbrire. În spatele meu aceasta este prinsă de un gard de beton. Noi am făcut niște cârlige din metal și aceste cârlige au fost agățate de gard de beton și în partea aceasta, de asemenea, această plasă a fost agățată de construcții. Și iată, așa noi am rezolvat problema. Dumneavoastră puteți să vă orientați în funcție de ce aveți. Puteți să bateți niște țevi sau stâlpi sau fiecare se descurcă cum poate. Dar important este să aveți această plasă de umbrire. 2. Trebuie de asemenea să vă reglați regimul udărilor. Să evitați udarea excesivă odată și pe urmă o perioadă să lăsați plantele dumneavoastră neudate. Pentru că și acest lucru poate duce de asemenea la aceste probleme. Planta este într-un stres. Mai mult de atât, dacă veți lăsa plantele dumneavoastră să sufere de secetă și pe urmă le udați excesiv, dacă deja aveți fructe, mai mult vorbim de roșii, gogonele sau fructele deja încep să se coacă, atunci roșiile vor crăpa, pentru că crăparea roșilor, în cauza crăpării roșilor, una dintre cauze este udarea bruscă, adică ați lăsat roșiile să sufere de secetă și pe urmă le-ați udat brusc cu cantități foarte mari de apă. De aceea trebuie să aveți regimul reglat foarte bine stabilit de udare. Adică trebuie, important este să menținem solul umed în permanență. Iată ce trebuie să facem. Nu vă pot da cantități exacte de apă pe care să le folosiți la udarea plantelor dumneavoastră. V-am mai spus de multe ori acest lucru, pentru că și nimeni nu vă poate da aceste cantități, pentru că cantitatea de apă folosită la udarea plantelor depinde de tipul de sol, temperaturile pe care le aveți în zona dumneavoastră și despre ce plantă vorbim și mai mult de atât și faza de dezvoltare. Dacă, de exemplu, vorbim de răsaduri proaspăt transplantate, atunci cantitățile de apă sunt mai mici. Atunci când plantele sunt mai mari, respectiv afară este cald, pentru că deja este vară, atunci cantitățile de apă trebuie să fie mai mari. Eu folosesc în jur de 5-6 litri de apă per plantă. La roșii și la castraveți folosesc în jur de 8-10 litri per plantă. Iarăși și la castraveți depinde și de cât de des sunt plantați castraveții dumneavoastră. Iată, vă orientați dumneavoastră cum trebuie să vă udați plantele, dar eu v-am spus cum procedez eu. Asta nu înseamnă că toți trebuie să faceți exact ca mine, pentru că eu procedez în funcție de condițiile mele pe care le am aici, condițiile mele individuale. Așadar, am reglat regimul de udare, am întins plasă de umbrire și continuăm să ne protejăm plantele împotriva acestor arsuri. De asemenea, un lucru, la fel ca și în cazul cu carență de calciu, dacă folosiți prea multe îngrășăminte pe bază de azot, planta este slăbită și, de asemenea, acest lucru va favoriza apariția arsurilor solare. Iată, ați văzut că
cauzele apariției acestor probleme sunt aproape identice. Da? Vorbim de luminozitate excesivă, vorbim de temperaturi excesive, vorbim de lipsă de apă, vorbim de folosire în exces a îngrășămintelor pe bază de azot și vorbim de carență de calciu care apare la plante, pentru că și în cazul arsurilor solare este vorba și de carență de calciu, adică nu este rezultatul carenței de calciu, dar dacă planta ar avea mai mult calciu, adică dacă ar avea destul calciu, atunci ea ar fi mai puternică și ar rezista la acea luminozitate care este în această perioadă. Dragi prieteni, iată, acestea sunt două probleme fiziologice, nu este vorba de boală provocată de patogeni, pe care trebuie să le știm, trebuie să știm cum arată acestea, v-am spus mai devreme, și iată diferența, cum să le deosebiți. Pentru că de multe ori grădinarii le confundă aceste două probleme. În cazul putregaiului apical la roșii ardei și vinete, putregaiul acesta apare în vârful fructului. Dacă vorbim de arsuri solare, arsurile solare de foarte multe ori apar pe lateralul, pe partea laterală a fructelor, acolo unde bate soarele sau pe, în partea de sus, ori pe partea laterală. Și acum gândiți-vă foarte bine de fiecare dată când aveți dorința de a defolia complet roșiile dumneavoastră. Gândiți-vă că prima consecință care va apărea în urma defolierii complete a roșiilor va fi arsură solară, pentru că fructele nu mai sunt protejate de absolut nimic. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că de acum încolo nu le veți confunda, aceste două probleme nu le veți confunda și veți ști că dacă veți efectua toate aceste proceduri la timp, nu veți avea probleme nici cu arsuri solare, nici cu carență de calciu. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și cu sugestii pentru noile episoade. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!